Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiectele ediției. Premierul Ion Chicu a anunțat astăzi că starea de urgență se va încheia pe 15 mai în Republica Moldova, cu respectarea anumitor reguli pentru a preveni infecția cu noul coronavirus. Rezultatele testelor de laborator au confirmat astăzi alte 127 de îmbolnăviri cu COVID-19. Numărul total de cazuri în Republica Moldova este de 4248. Elevii din Republica Moldova nu mai revin la clase în acest an școlar. Toți elevii vor fi promovați fără susținerea tezelor, iar mediile vor fi calculate în baza notelor acumulate. Starea de urgență se va încheia pe 15 mai în Republica Moldova, a anunțat premierul Ion Chicu. Astfel, toți angajații vor reveni la regimul obișnuit de lucru, dar vor fi instituite anumite reguli pentru a preveni creșterea numărului de infecții cu noul coronavirus. Pe data de 15 mai se va finaliza starea de urgență. După cum am spus, nu intenționăm să extindem această stare de urgență, respectiv, după aceasta vor reveni la serviciu în regim normal și Parlamentul și alte instituții. Premierul a subliniat că dacă se va înregistra o creștere a cazurilor confirmate de COVID-19, atunci autoritățile vor fi nevoite să instituie din nou anumite restricții. Pericolul primejdea aferent acestei pandemii nu a trecut. Mai mulți specialiști spun că e posibil să fie și un următor val, de ce este necesar să păstrăm prudența. Mulți cetățeni îl păstrează, sunt însă unii care s-au relaxat, trebuie să recunoaștem faptul, iar o eventuală întoarcere a acestei pandemii sau creștere a numărului de cazuri ne va impune să venim din nou cu restricții foarte, foarte dure. Parlamentul a instituit starea de urgență în Republica Moldova pe 17 martie în contextul pandemiei de coronavirus care s-a extins rapid în întreaga lume. De la începutul epidemiei avem 4248 de cazuri de coronavirus. Rezultatele testelor de laborator au confirmat astăzi alte 127 de îmbolnăviri. A crescut și numărul deceselor. Sunt 3 victime, un bărbat de 58 de ani din Tiraspol și 2 femei de 67 și 78 de ani din Chișinău. Astfel, bilanțul deceselor a ajuns la 128. Toate 127 de cazuri care s-au înregistrat pe parcursul zilei de astăzi sunt cu statut de transmitere locală. Regiunea din stânga Nistrului 42, Chișinău 39, Bălți 10, Cahul 5, Dubăsari 4, Iedeniț, Felești 3 cazuri, Ungheni 3 cazuri, Călăraș, Comrat, Rezina, Strășeni 2 cazuri, Anenii Noi, Căușeni, Ceadărlunga, Criuleni, Drochia, Florești, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Telenești, a câte un caz. Astăzi avem un focar care s-a înregistrat în Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Sunt 11 cazuri de infectare a personalului medical. Este vorba despre secția neurologie, spital care este cu profil non-COVID. Starea activității acestei secții nu va fi realizată, dat fiind faptul că actualmente se realizează schimbarea echipelor de lucrători medicali. Atunci când pasagerii intră în troleibuz sau în autobuz, sunt obligați să poarte mască și mănuși. În caz contrar, pot fi rugați de către taxator să coboare. Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă aceste reguli, vă spunem mai târziu în Telejurnal. Trei voluntari de la linia verde a Direcției de Asistență Socială a Primăriei Chișinău s-au infectat cu COVID-19. Responsabilii de la primărie au declarat că toate persoanele care au intrat în contact cu tinerii infectați se află acum în autoizolare. Totodată, linia verde la care pot apela persoanele ce au nevoie de ajutor din partea primăriei în perioada stării de urgență continuă să activeze. Și o angajată a unui centru de zi de îngrijire a copiilor din Chișinău a fost infectată cu noul coronavirus. Însă femeia nu ar fi intrat în contact cu colegii săi.
Elevii din Republica Moldova nu mai revin în clase în acest an școlar. Ministrul Educației a anunțat că procesul de învățământ continuă doar de la distanță până pe data de 29 mai. Astfel, toți elevii vor fi promovați în următorul an, fără susținerea tezelor de la sfârșit de semestru. Mediile vor fi calculate în baza notelor acumulate pe parcursul anului. Manifestările tradiționale legate de ultima zi de școală sunt anulate. În acest an nu se vor susține teze. Mediile vor fi încheiate cu minim 2 note. Mediile semestriale anuale se încheie. Pentru toți elevii va fi încheiată situația școlară și toți elevii vor fi promovați în anul următor în baza rezultatelor obținute în semestrul 1 și a rezultatelor în semestrul al 2-lea cu cel puțin 2 note, incluzând perioada învățării la distanță. Igor Șarov a declarat că admiterea în clasa 10-a se va face conform unor condiții ce vor fi stabilite ulterior de Ministerul Educației. Elevii vor putea restitui manualele la revenirea în următorul an școlar, iar absolvenții în ziua ridicării actului de studii. Decizia despre examenul de bacalaureat va fi anunțată pe 15 mai. Ministerul este extrem de responsabil și va adopta cea mai corectă decizie, astfel ca și în acest an dificil copiii să poată absolvi liceul cu demnitate și să aibă o diplomă recunoscută internațional. Să-și poată alege liber și echitabil următorul loc de studii în țară sau peste hotare. Universitățile din Republica Moldova își vor alege independent modalitatea de desfășurare a examenelor de licență, întrucât dispun de autonomie. Ministerul Educației a recomandat susținerea examenelor în regim online. Ministerul va propune pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada stării de urgență, cu respectarea calității procesului educațional, susținerea examenului, tezei proiectului de licență se poate desfășura și online în baza unei metodologii aprobate de către Senatul Universitar, cu condiția că universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. Toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova au fost închise de pe 17 martie, când a fost instituită stare de urgență. Sancțiuni dure pentru companiile de transport, din cauza cărora câteva zeci de basarabene au fost blocați zile întregi la granița dintre Franța și Germania. Este vorba de două firme din Republica Moldova și una din Cehia, care trebuiau să-i aducă pe basarabeni din Franța până acasă, dar nu aveau autorizațiile necesare. Administratorii companiilor urmează să fie sancționați cu amenzi de până la 42.000 de lei, iar șoferii s-au ales cu amenzi de până la 15.000 de lei și privarea dreptului de a conduce mijloace de transport în următoarele 6 luni. În plus, Ministerul Economiei de la Chișinău a cerut Ministerului Transporturilor din Cehia ca firma implicată în acest caz să fie și ea sancționată. De astăzi, mijloacele de transport public circulă în mod obișnuit la Chișinău. Pasagerii trebuie să plătească biletul de călătorie, să respecte reguli speciale de protecție și să nu aglomereze autobuzele și troleibuzele. Probleme au fost în suburbii și în zonele care erau acoperite până acum de microbuze, pentru că acestea nu și-au reluat activitatea. Atunci când pasagerii intră în troleibuz sau în autobuz, sunt obligați să poarte mască și mănuși. În caz contrar, pot fi rugați de către taxator să coboare. În același timp, ei pot primi și amenzi în valoare de până la 25.000 de lei dacă nu au echipamente de protecție. Pentru a respecta distanța fizică, într-un autobuz mare nu pot urca mai mult de 50 de persoane, iar într-un troleibuz nu pot fi mai mult de 35 de călători. Da, respectăm, da. Și la volan tot o respectez. Tot pentru noi. Și poate îmi bate odată să fim liberi. Să funcționăm. Și să facem, așa trebuie. Cel mai prim important mască, pentru că mănoșile, da, important și mănoșile, dar ne sperăm să nu ne atingem de obiecte, de perile, de... Îmblăm cu dezinfectante și... Am stat până acum în carantină, asta e prima zi, adică de când am ieșit. Știți că se pun și amenzi cei care nu poartă mască și mănuși? Păi da, asta și constă altfel. O regulă ca să funcționeze trebuie să aibă consecințe. Și pentru că tot de astăzi au revenit taxatorii la serviciu, autoritățile au luat măsuri suplimentare de protecție pentru ei. Lidia Lungu a stat acasă aproape 2 luni. Avem viziere, dublă protecție, cum se spune, masca, mănușele și iată poftim...
felul, care totuși ne protejează. Eu permanent, chiar și în timpul lucrurilor, am mers, ne dezinfectez dacă vreau să pun mâna pe ceva din lucrurile mele. Deși se tot vorbește de siguranță și de echipament obligatoriu, nu toți respectă aceste reguli, ba chiar mai mult unii fac și scandal. Am încercat dimineață să le fac observații și le mai fac. Vă rog frumos, nu urcați fără măști, s-a început o zarvă. Știți că de obicei cum este omul, reacționează când îi face observație. Le dau voi să intre, să le spun, vă rog frumos, data viitoare, când vă urcați, străduiți-vă, căci amenda este din partea dumneavoastră. Și... Как только я вижу, что пассажир вошел без маски, я тут же попрошу его выйти из троллейбуса. Слушается или делает скандалы? Конечно, в основном слушаются, но некоторые, конечно, со скандалом. În Chișinău au revenit pe trasee 321 de troleibuze și 104 autobuze. O situație mai complicată este în suburbii. O mare parte a aglomeraților a fost atestată la rutele din suburbii. Cu părere de rău, mai multe unități de transport pentru a le pune în circulație în suburbii nu avem. Și nu la toate stațiile în suburbii, autobuzele și troleibuzele au staționat pentru a prelua călătorii. Și mai dificil este în zonele care până acum erau acoperite mai mult de microbuze, având în vedere că acestea nu au ieșit încă pe trasee. Ieri am fost anunțați că vor ieși la linii doar microbuzul 169. Și aici ne-am pomenit cu acea problemă despre care vorbeam anterior. Și am venit cu propunerea de achiziționare, asamblare, la prima etapă 100 de autobuse, după care urma să fie propuse troleibuzele. De fapt, astăzi avem nevoie de minimum 200 de autobuze și 40 de troleibuze pentru asamblare. După fiecare cursă, mijloacele de transport în comun sunt dezinfectate. Caz șocant la Stăuceni, cadavrul unei femei a fost găsit într-o fântână aflată în apropierea cimitirului din localitate. Potrivit anchetatorilor, pe corpul neînsuflețit nu erau urme de violență. Descoperirea macabră a fost făcută aseară de un locuitor al comunei care a alertat poliția. La fața locului au ajuns grupa operativă, pompierii și un medic legist. Salvatorii s-au străduit aproape o oră să scoată cadavrul femeii din fântâna care avea aproximativ 10 metri adâncime. Urmarea examinării cadavrului, care este de gen feminin, medicul legist nu a depistat careva urme de moarte violentă. Cadavrul fiind în stare de putrefacție, cadavrul femeii a fost îndreptat la centru de medicină legală pentru a fi supus expertizelor, pentru a fi stabilit cu exactitate când a survenit cauza decesului și care ar fi motivul din care a murit femeia dată. În urma primelor cercetări, oamenii legii au stabilit că femeia avea 39 de ani și locuia în Stăuceni. Ancheta va scoate la iveală cum a ajuns trupul ei în fântână. Democrații trebuie să fie mai active atât în Parlament cât și în coaliția de guvernare. Este concluzia unei ședințe maraton APD desfășurată la Parlament, care a ținut 7 ore. După încheierea întâlnirii, președintele PDM Pavel Filip a negat informațiile apărute în presă, precum că urmează să fie destituit de la conducerea formațiunii. În cadrul ședinței au mai fost analizate și plecările unor membri din partid. Pro-Moldova cere amnistierea tuturor celor care au fost sancționați în perioada stării de urgență pentru încălcarea măsurilor luate de autorități în vederea limitării pandemiei. Motivând că s-au făcut și abuzuri de către forțele de ordine, grupul parlamentar ar mai vrea ca cei care au achitat deja amenzile să-și primească banii înapoi.
De când s-a declarat starea de urgență, au fost aplicate persoanelor fizice și agenților economici peste 1700 de amenzi în valoare de 30 de milioane de lei pentru încălcarea normelor epidemiologice de protecție. În opinia liderului pro-Moldova, Adrian Candu, în multe cazuri amenzile au fost nejustificate. Noi, cei de la pro-Moldova, venim cu un proiect de lege pe care îl înregistrăm astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, un proiect de lege privind declararea amnistiei legate de aceste sancțiuni. Toți cei care au achitat deja amenda, statul se le restituie amenda în 30 de zile, iar cei care nu au achitat-o să fie absolviți și scutiți de plata acestei amenzi. 22, 25 sau 70 de mii de lei sunt amenzi foarte mari pentru cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu o criză economică de nemai văzut în istoria țării. De asemenea, deputații din grupul Pro-Moldova au anunțat că au depus o nouă sesizare la Curtea Constituțională. Ei cer în alte instanțe să se pronunțe dacă legea prin care Parlamentul a declarat starea de urgență poate fi considerată un caz de forță majoră, astfel încât agenții economici, dar și persoanele fizice să poată amâna unele plăți în perioada crizei. Astăzi, companiile se confruntă cu două subiecte foarte mari. Lipsa banilor pentru a plăti salarii și lipsa banilor pentru a plăti chiriile. Cetățenii Republicii Moldova se confruntă cu foarte multe probleme legate de finanțări. Au credite și nu pot plăti dobânzile. Toate acestea trebuie să cadă sub o chestiune juridică numită forță majoră. Noi am ajuns la concluzia că ar trebui să sesizăm Curtea Constituțională pe subiectul interpretării Constituției, în așa fel încât starea de urgență să fie considerată și caz de forță majoră. Vitalie Drăgancea, consilierul premierului, a declarat pentru TVR Moldova că orice forță parlamentară are dreptul să propună ce inițiative consideră necesare. Grupul de deputați pro-Moldova întreprinde acțiunile care le consideră potrivite. Și nu cred că aceste acțiuni trebuie comentate. Toate procedurile care pot susține atât agenții economici cât și persoanele fizice în cazul în care se produce situația de forță majoră în Republica Moldova și așa există. Din cauza secetei prelungite din această primăvară, deputații PPD cer guvernării audieri în Parlament pentru prezentarea unui plan anticriză și declanșarea stării de urgență în agricultură. Toate aceste probleme au fost discutate cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, se spune într-un comunicat apărut pe pagina Ministerului Agriculturii de la Chișinău. Deputatul PPD, Alexandru Slusar, spune că a discutat cu 10 de agricultori despre problemele cauzate de secetă, iar mulți dintre ei ar fi în pragul falimentului. Culturile de toamnă, griul, orzul și rapița sunt cele mai afectate. Slusar cere ministrului agriculturii să convoace o ședință a Parlamentului și să prezinte un plan anticriză pentru depășirea acestei situații grave. Noi am propus mai multe măsuri legate și de stoparea exportului și procurarea grâului și porumb în rezerve de stat și alocarea suplimentară de bani pentru fermieri și eventuale vacanțe de plată la impozite și taxele pentru agricultori. Dar primul lucru care se impune să facă guvernarea, analiza foarte minuțoasă situația în fiecare raion și anunțarea stării de urgență. Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat un comunicat în care se anunță că Ion Peju și reprezentantul Organizației pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite în Republica Moldova au avut un dialog online în care au discutat despre efectele negative ale secetei, dar și despre implicațiile pandemiei asupra domeniului agricol. Ei au decis să organizeze o videoconferință cu miniștrii agriculturii din țările vecine în care să analizeze acțiunile necesare pentru menținerea unui nivel adecvat al securității alimentare. Conform prognozelor, din cauza secetei, recolta de cereale în zona ar putea fi compromisă în proporție de până la 50%. Bani și proiecte europene, noțiuni fără de care astăzi Republica Moldova nu ar fi fost așa cum o știm.
Avem acum mulți agenți economici care ne duc faima în Europa și plătesc impozite în bugetul de stat. Acest lucru a fost posibil doar cu ajutorul oferit de Uniunea Europeană. Granturi, credite preferențiale, școlarizare și o impunătoare piață de desfacere. Toate au contribuit la revigorarea economiei. După ani buni trăiți în străinătate, Cristina Morcov a decis să se întoarcă acasă cu toată familia. Și-a dorit un venit stabil, așa că s-a gândit să pună bazele unei livezi. Avea nevoie de peste 13.000 de euro și pentru că nu avea toți banii necesari, a accesat un credit preferențial oferit de Uniunea Europeană prin programul Livada Moldovei. Da, este foarte convenabil, deoarece avem și o perioadă de grație și asta ne ajută foarte mult. Până când proiectul dat are o rată a dobânzii cea mai mică din care am găsit-o în alte bănci. Acum, tânăra antreprenoare planifică extinderea afacerii. Vrea să dubleze cele 15 hectare de livadă pe care le are. Însă, pentru asta, are nevoie de ajutor, iar tatăl ei va pune umărul la dezvoltarea afacerii. Împreună e ușor că are și ne-o ajuta puțin. El se ocupă de o parte de întrebări din afacere, eu de altele și împreună cred că nu se mai aibă necesitatea de să pleca peste hotar. Am înțeles că e un sector de perspectivă, fiindcă nu avem mult hectare. Ca să cultivezi grâu, ai nevoie de sute de hectare. Pentru o livadă e destul 30-40 de hectare să ai câteva sorturi. Familia vrea ca în următorul an să-și creeze propria linie de păstrare a fructelor. Să culege cereașa, este nevoie de dus urgent la frigider, fiindcă stă în căldură toată ziua și are nevoie de rășit. Pruna la fel, este nevoie de frigider. Adică pe viitor planuri sunt, când începe roada, când vor intra copașii în rod, este nevoie numai decât de gândit ceva de făcut, teren este. Familia Morcov este o dovadă în plus că odată întorși acasă, basarabenii își pot clădi propria afacere în baza experienței obținute în statele europene, dar și cu sprijinul european. Zi de zi suntem mai aproape de Uniunea Europeană. Astăzi dăm startul unei campanii informative despre țările membre ale Uniunii Europene. Zilnic o să vă prezentăm câte un stat și parcursul său de dezvoltare. Prima pe listă este România, membra Uniunii Europene de 13 ani. O țară cu un trecut pe cât de zbuciumat, pe atât de inspirațional. România poate fi numită și țara contrastelor. Tocmai acest lucru o face și atât de deosebită. Svetlana Gore ne prezintă tot ce a fost, este și va fi frumoasa Românie. Bun găsit! Turul țărilor Uniunii Europene va începe, desigur, cu România. Prezentarea generală arată cam așa. Țara este situată în sud-estul Europei centrale, capitala este București, limba oficială română, moneda leul românesc, face parte din Marea Familie Europeană din anul 2007, însă nu a aderat la spațiul Schengen. România este al 9-lea stat după suprafața teritoriului, dar și al 7-lea stat după numărul populației dintre toate țările membre ale Uniunii Europene. Conform recensământului din 2011, România are peste 20 de milioane de locuitori, iar sporul natural e negativ. Raportul Eurostat din 2014 arată că România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai abruptă scădere demografică între 1994 și 2014. Până a ajunge aici, desigur că a fost o cale lungă de dezvoltare a României. Și zic să vă povestesc câte ceva din istorie. A apărut ca stat în 1859 prin unirea dintre Moldova și Țara Românească, păstrând autonomia față de Imperiul Otoman. Istoria recentă însă prinde contur în 1918, când la 1 decembrie Transilvania, Bucovina și Basarabia s-au unit cu România, formând astfel România Mare. Ziua a fost una istorică, astfel că a devenit Ziua Națională a României. După cel de-al doilea război mondial, a fost instaurată dictatura comunistă, care a pus stăpânire pe țară pentru aproape o jumătate de secol. La sfârșitul anului 1989, poporul s-a răsculat, reușind să-l înlăture de la putere pe Nicolae Ceaușescu. Din acel moment, România a pășit pe drumul democrației, ca urmare a progreselor înregistrate. La 1 ianuarie 2007, România a fost admisă în Uniunea Europeană. Țara, care este treptat din recesiune economică, are un enorm potențial care trebuie valorificat.
astfel că în 2018 cele mai importante sectoare ale economiei României erau industria, care ocupă mai bine de un sfert din întreaga economie, puțin peste 20% îi revine comerțului, transporturilor, serviciilor de cazare, iar restul administrației publice, apărării, educației, sănătății și altele. Cât despre exporturi, 77% dintre acestea se efectuează în Uniunea Europeană și este vorba în mare parte de Germania, Italia și Franța. Și importurile României provin în proporție de 75% din țări membre UE, precum Germania, Italia și Ungaria. Ați văzut că cifrele vorbesc de la sine și cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai României sunt cei din Uniunea Europeană. Ajutorul de la Marea Familie Europeană nu se oprește aici. Fiind membri ai Uniunii Europene, au și unele responsabilități și avantaje financiare. De exemplu, în 2018, din bugetul UE, s-a alocat pentru România puțin peste 4,8 miliarde de euro, adică echivalentul la 2,45% din economia țării. România, la rândul ei, a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu aproape 1,7 miliarde de euro. Și am vorbit destul de mult despre cifre, acum zic să trecem și la ceva mai distractiv. La final, vă prezentăm și câteva dintre personalitățile originare din România, care au dus faima țării peste tot în lume. Domnitor al țării românești Vlad Țepeș, cunoscut ca și Dracula, romanticul poet Mihai Eminescu, sculptorul român Constantin Brâncuș, gimnasta Nadia Comăneci, dar și jucătoarea de tenis Simona Halep. Doamnelor și domnilor, aceasta este România, țară pilon a Uniunii Europene Centrale. Mâine, în Telejurnal, vă prezentăm informații despre o nouă țară europeană. La revedere! Svetlana, îți mulțumim! De ani buni, universitățile din Uniunea Europeană oferă studenților basarabeni posibilitatea de a studia gratuit sau cu taxe reduse. Bursele din programul Erasmus sunt cea mai bună metodă pentru a beneficia de o educație la standarde europene. Daniela Caraiman a absolvit la Chișinău Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat. A lucrat în presa scrisă, radio și relații publice. Nu s-a oprit aici, ci a mers mai departe, tocmai în Italia. Acum este studentă la Milano, în anul 2, la un masterat în comunicare. Am obținut această bursă de studiu după ce am trecut un test de intrare în cadrul universității, iar pentru a beneficia de această bursă de studiu pe tot parcursul celor 2 ani, este necesar ca în fiecare semestru să treci toate examenele incluse în programă sau cel puțin să ai 90% din creditele necesare. Italia a primit-o cu brațele deschise, iar Daniela a îndrăgit țara într-o clipă. Oportunitățile pe care ți le deschide o țară din Uniunea Europeană sunt infinite. Am întâlnit foarte mulți profesioniști, am activat cel puțin 6 luni deja în cadrul unei televiziuni de aici și pot spune că sunt foarte multe oportunități pentru tinerii de aici, pentru că sunt foarte multe instituții, mai ales pentru noi, cei care facem jurnalism, comunicare, putem să experimentăm, sunt o mulțime de tehnologii, foarte multe cursuri și training-uri gratuite oferite de către foarte multe companii. Pentru Daniela, Uniunea Europeană reprezintă un set de valori după care se ghidează statele pentru a deveni mai bune, iar oamenii mai responsabili și fericiți. Dacă e să vorbim despre valorile Uniunii Europene, atunci cu siguranță pentru mine egalitatea între șanse este pe primul loc. Pentru că asta am simțit-o cel puțin pe pielea mea aici în Italia, atât la universitate cât și la jobul unde am activat. Cu forțele proprii și multă ambiție putem ajunge oriunde dorim, mai ales dacă folosim instrumentele de educație oferite de Uniunea Europeană. Sunt vremuri ale oportunităților și ar fi mare păcat să nu profităm de ele. Un grup de brazilieni ce luptă pentru a combate noul coronavirus a găsit o modalitate de efect pentru a-și transmite mesajul. Statuia Hristos Mântuitorul, simbol al metropolei Rio de Janeiro, are o iluminație specială. Chipul lui Iisus poartă mască sanitară. Imagini vedeți mai târziu în Telejurnal.
Un județ din România fără probleme până acum. Cu 20 de cazuri, la sfârșitul lunii aprilie este pus pe jar din cauza unui bărbat care a vrut să petreacă Paștele cu rudele din altă localitate. S-a infectat și a tras după el încă 19 persoane, internate acum de urgență. Au de suferit 2000 de oameni dintr-un cartier întreg din orașul Buzău, care nu mai au voie să iasă din casă decât pentru cumpărături de strictă necesitate timp de minim 2 săptămâni. Alarma a fost dată ieri seară, când autoritățile au descins în cartierul Poșta, unde 19 persoane confirmate cu noul coronavirus au fost luate de acasă și duse la spitalele de boli infecțioase din București și Râmnicu Sărat. Dimineață, oamenii au aflat că întreg cartierul, numărând circa 2000 de persoane, a intrat în carantină. Nimeni nu poate ieși sau intra decât pentru situații de urgență, nici la serviciu. Excepție fac cei care lucrează în armată, poliție, spitale, la pompieri și în structurile pentru protecția copilului. Ce măsura acum e? E bună pentru mine. Ce aveți voie să faceți? Voi n-am nimic, adică să mă duc la magazinul cartier și să stau în curte. Pentru că în cartier nu există farmacii, oamenii vor primi gratuit măști de la primărie, iar pentru medicamente vor suna la un număr de telefon special. La intrarea în cartier vor fi montate dispozitive cu dezinfectante și covoare cu soluție pe bază de clor. De asemenea, cele 4 magazine din zonă vor fi alimentate cu produsele necesare. Avem o situație mai specială aici, nu există niciun bancomat, nu există nicio farmacie. Încercăm pur și simplu atunci când oamenii sună să o echipă să se deplaseze, bineînțeles echipați corespunzător, acasă la acești oameni, să ia lista cu medicamentele, banii și să meargă să le cumpere medicamente sau alte produse. Iată ce se întâmplă când ne socotim prevederile impuse de autorități. În loc să rămână în casă, unii buzoieni se poartă de parcă nu ar fi pandemie. Citez relaxarea pe fețele buzoienilor, care se plimbă zilele acestea prin parcuri și pe străzi. Văd străzi pe care copiii se joacă la oaltă, în număr mare, această atitudine trebuie să înceteze. De vină pentru epidemia care s-a abătut asupra cartierului este un bărbat de 41 de ani, care de Paște a plecat de acasă la rudele sale din Ialomița. A aflat că are COVID-19 la scurt timp după aceea, când s-a simțit rău și a mers la doctor. Vineri, pe 1 mai, a fost internat la Spitalul Victor Babeș din capitală. Între timp, ancheta epidemiologică a stabilit că omul a avut contact cu 31 de persoane. La 19 dintre ele, testele au ieșit pozitiv. Europa se redeschide treptat începând de astăzi, după săptămâni întregi de carantină. Peste tot însă, măsurile de relaxare sunt însoțite de reguli privind distanțarea socială și protecția personală. Spania a început să iasă din izolare. De astăzi e obligatorie masca în mijloacele de transport în comun. Autoritățile au anunțat că distribuie 6 milioane de măști de protecție în gări și stații de metro și autobuz. De asemenea, primăriile vor distribui măști. Cu excepția 4 insule din arhipelagurile Canare și Baleare, care intră direct în faza 1, toată Spania se află în acest moment în faza 0, cea de pregătire până pe 11 mai. Asta înseamnă că se va relua activitatea în anumite servicii, cum ar fi saloanele de coafiură, cabinetele stomatologice, logice și oftalmologice, restaurantele sau librăriile, însă cu restricții. Pot primi un singur client doar cu programare, iar în cazul restaurantelor, mâncarea se va consuma acasă. Italienii mai fac un pas spre ieșirea din izolare. De astăzi pot merge în vizită la prieteni și rude, dar numai pe raza localității în care stau. Barurile și restaurantele rămân închise, dar fac livrarea acasă, iar masca medicală e obligatorie în transportul în comun. După 2 luni de carantină, și copiii pot ieși din casă pentru a se plimba în parcuri, însă spațiile de joacă special amenajate pentru ei rămân închise. Totodată, copiii nu au voie să se joace unii cu alții decât în măsura în care se poate respecta distanța socială. În unele landuri din Germania se redeschid școlile, iar de astăzi credincioșii pot merge la biserică la slujba de dimineață. În Austria au început astăzi cursurile elevii din ultimul an care se pregătesc pentru bacalaureat. În Belgia, masca e obligatorie de azi în mijloacele de transport în comun, iar companiile care nu lucrează cu publicul își reiau activitatea. Începe prima fază a planului de relaxare și în Portugalia, unde încă de ieri e obligatorie masca medicală. Problema însă este că măștile sunt foarte scumpe. O cutie cu 50 de bucăți poate ajunge la 26 de euro. Una dintre cele mai cunoscute statui din lume a primit o nouă înfățișare pentru a ilustra lupta cu pandemia. Hristos Mântuitorul, simbol al metropolei Rio de Janeiro, are o iluminație specială.
chipul lui Iisus, poartă masca sanitară și apar scrise cuvintele: astfel vă salvați. Inițiativa aparține unui grup de brazilieni uniți pentru a combate coronavirusul și a diminua efectele acestuia asupra populației. Ei vor să explice astfel cât de importantă este purtarea măștii de protecție, nu doar în Brazilia, ci în întreaga lume. Și fac acest lucru cu ajutorul unei statui celebre pe plan mondial. De aproape 2 ani, o familie tânără din raionul Cahul cultivă flori de grădină care înfrumusețează curți din întregul raion. În ciuda faptului că pandemia le-a mai tăiat din venituri, tinerii nu renunță la dorința de a se extinde. Povestea lor o aflați mai târziu în telejurnal. Părinții care au copii de vârstă școlară pot înscrie în clasa 1 începând cu data de 21 mai. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Igor Șarov. Prima etapă de înscriere va avea loc în perioada 21 mai 19 iunie, iar cea de-a doua între 22 iunie și 31 iulie. Părinții nu vor fi obligați la etapa de înscriere să prezinte certificatul medical sau raportul de evaluare al maturității școlare, însă vor trebui să o facă până la începutul anului de studii. Înscrierea se face conform locului de reședință. Instituțiile de învățământ trebuie să accepte depunerea cererilor atât online cât și direct la sediul instituției. TVR Moldova este mai aproape de elevi. De astăzi difuzăm lecțiile online pentru clasa a 10-a. Cursurile vor putea fi urmărite de luni până vineri între orele 13:30 și 14. Lecțiile fac parte din pachetul postat pe platforma educațieonline.md, biblioteca digitală care conține aproximativ 2500 de lecții video pentru elevii claselor a 1-a 12 la toate disciplinele. Scopul platformei este de a asigura accesul liber la toate suporturile didactice. Prin difuzarea pe postul TVR Moldova, televiziunea română contribuie astfel la îmbunătățirea educației de la distanță și la motivarea elevilor în procesul de învățare în Republica Moldova. Pasiunea poate fi punctul de plecare într-o afacere. O demonstrează o familie tânără din satul Colibaș, raionul Cahul. De aproape 2 ani, cei doi soți cultivă flori de grădină care înfrumusețează curțile întregului raion. Deși pandemia le-a mai tăiat din venituri, tinerii nu renunță la dorința de a se extinde și a crește cât mai multe soiuri de plante. De dimineață până în seară, Ion și Ana Bodolică muncesc în cele două sere pe care le-au amenajat și au împărțit sarcinile astfel încât să le reușească pe toate. Programul zilnic, dacă suntem doar doi și avem bebeluși, noi pe rând, întâi mai întâi dimineață soțul muncește, după amiază eu și el stă cu bebelușul. Și fiecare are lucrul său, unul ude, altul care seamănă. Și-au pornit mica afacere în urmă cu 2 ani. Imboldul a fost pasiunea Anei pentru flori, dar și exemplul părinților care au și ei o seră. Treptat și Ion a prins firul afacerii și după 7 ani de muncă în străinătate s-a stabilit acasă, lângă flori și lângă familie. Foarte mare plăcere, pentru că când intri chiar dimineața în seră, îți dă o plăcere să lucrezi. Din păcate, pandemia a afectat grav vânzările, dar tinerii nu se dau bătuți. Din potrivă, caută diferite căi pentru a-și extinde mica lor afacere. Anul trecut deja era o parte bună vândută. Și anul ăsta am făcut și comenzi mai multe de flori și, de fapt, stăm cu ele în seară. Noi am aplicat la un proiect și așteptăm acum rezultatul și vrem să ne extindem cu această afacere, dar și să putem și totul odată și unde realiza. Dacă să fie tot bine, să ne extindem. Să construim încă vreo seră, două și să punem flori mai multe, mai diferite, că nu avem atâtea multe soiuri. Și să fie o gamă largă de flori. Deocamdată, cei doi soți au grijă singuri de toate culturile. Veniturile modeste din această perioadă nu le permit să facă angajări. Ei speră ca lucrurile să revină la normal, iar munca lor să bucure și în continuare ochiul clienților. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei.
Leul moldovenesc pierde teren în fața principalelor valute de referință. Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17,96 de bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Euro se scumpește cu 13 bani, astfel mâine moneda europeană va fi cotată la 19,64 de bani. Leul românesc va crește cu 2 bani și va valora 4,05 bani. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată, 66 de bani. Rubla rusească se ieftinește cu un ban și va costa 23 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Pentru mâine, meteorologii anunță cer noros, dar fără precipitații. La noapte, minimele vor oscila între 11 și 12-13 grade. Mâine, așadar, maxima va urca până la 20 de grade, dar fără precipitații. La Chișinău, în această noapte, vor fi în jur de 12 grade, iar maxima zilei va urca până la 19, iată, 20 de grade. În România, maximele vor oscila între 16 și 22 de grade. În sudul țării și în nord, izolat, va ploua. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Numai bine! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!